Bine v-am găsit, bine ați venit la această minunată gală. Doamnelor și domnilor, ambasadorul galei din această seară, a cincea ediție, fiind și un an aniversar, este domnul Ion Dichiseanu. Îi mulțumesc din suflet. Mulțumesc și eu, mulțumesc scumpii mei, colegi. Premiu de excelență pentru întreaga activitate, doamna Sanda Țăranu. Mulțumesc. La cea mai bună sportivă a anului 2008. Campioană olimpică, Alina Dumitru. Vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de mine și am reușit să vă fac bucuroși în acea zi de 9 august 2008. Elisabeta Lipă! Mulțumesc pentru onoarea de a fi în această seară alături de mine. Mulțumesc publicului, mulțumesc presei, mulțumesc tuturor celor care au considerat că sunt cea mai populară vedetă. Elena Merișoreanu. Aplauze dumneavoastră. Acest premiu îl datorez dumneavoastră publicului, presei și televiziunii și bunului Dumnezeu. Vă mulțumesc. Casa Festiv a făcut asemenea lucrări unice. Doamna Maria Dragomiroiu. Ce frumos este. Vai de mine. Este foarte frumos. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a ajutat să-mi urmez acest vis pe care mi-l doream de când eram copil. Și mulțumesc, bineînțeles, oamenilor care m-au așezat aici, în fața dumneavoastră. Personalitatea din această seară, în afara faptului că o iubim foarte mult, eu cred că dumneavoastră, într-adevăr, ați văzut-o nu puțin, foarte puțin, doar la teatru. Este vorba despre doamna Isoscel, este vorba despre Tamara Buciuceanu. Îi mulțumim că a fost alături de noi. Mi-a bucurat sufletul sincer pentru toată această gală să ne ridicăm în picioare, pentru că, la fel, este o mare valoare a noastră. Și să aniversăm 57 de ani de activitate, doamnelor și domnilor. Sunt foarte fericită că am împlinit 57 de ani și mulțumesc lui Dumnezeu că exist. Mulțumesc lui Dumnezeu că pot să mai stau drepți și cu sufletul curat și demn. Cea mai bună prezentatoare de știri desemnată de public în acest an, în urma voturilor din România Liberă, este alături aici de noi. Este vorba despre Gabriela Vrânceanu Firea și o felicităm pentru dezbaterile politice pe care le face la Antena 3. Mulțumesc foarte mult pentru acest premiu dat de public, pentru că el reprezintă pentru mine recunoașterea faptului că într-o lume a bărbaților, cea a talk show-ului de televiziune și a jurnalismului de televiziune, pătrund și femeile și după ani de muncă, mai mult decât ai bărbaților, obțin succese, nu succesuri, și sunt recunoscute cu diferite premii și distincții și onoruri, iar toate acestea ne fac mult mai bine în ceea ce privește moralul decât orice sumă, orice embarcațiune, orice excursie în străinătate pe care ne-ar putea oferi, nu știu, un mogul, de ce nu, până la urmă.